Zi de zi alergăm pentru tot ceea ce avem de rezolvat într-o cursă nesfârșită. Muncă, responsabilitățile de acasă, probleme și griji. Toate trebuie făcute și nimic nu rabdă așteptare. Ne-am obișnuit cu starea de presiune continuă, dar oare cât și cum mai rezistăm? Așa trec zile, săptămâni, ani și toate grijile care ne apasă se contorizează într-o balanță încă neștiută, dar care își va cere tributul că ne așteptăm mai puțin. Conform iurmed.ro, stresul este inamicul principal al sănătății noastre, atât în plan fizic cât și emoțional, mai ales pe termen lung. Fie că vorbim de afecțiuni acute sau cronice, un stil tensionat de viață nu face decât să le agraveze și să favorizeze deteriorarea sistemului nervos, îmbătrânirea prematură, ba chiar apariția unor afecțiuni severe. Ce este stresul de fapt? Dicționarul îl definește drept rezultatul oricărei acțiuni brutale care ne provoacă un disconfort major, traumatism fizic sau psihic, frig, căldură, foame intensă, emoții. Poate avea factori interni sau externi, poate fi acut, temporar sau cronic. Dincolo de definiții însă, stresul este acea tensiune intensă care ne pune în alertă și, desigur, este perceput relativ și subiectiv. În timp ce unii se mobilizează când lucrează sub presiunea unui termen, de exemplu, sub presiune creierul nu face diferența între pericole reale sau imaginare. Astfel, stresul devine cronic și poate determina chiar îmbolnăviri grave. Stresul acut este relativ inofensiv, ba chiar pozitiv. În caz de pericol, ne activează instinctul de supraviețuire, ferindu-ne la timp de un posibil accident. Tot o formă de stres este și adrenalina pe care o simțim când sărim de la înălțime sau ieșim din zona de confort. În schimb, stresul cronic cauzează probleme în lanț, cu impact pe termen lung, iar simptomele acoperă tulburări fizice, emoționale, comportamentale sau cognitive, precum irascibilitate, furie, anxietate, ticuri nervoase, singurătate și chiar depresie. O stare permanentă de îngrijorare și pesimism, inadaptare la provocări, supraestimarea așteptărilor, tulburări de memorie, dificultăți de concentrare, insomnie, lipsa poftei de mâncare sau, dimpotrivă, mâncatul excesiv. Primul pas pentru a nu claca este să nu aștepți până nu mai reziști. Redu din activități și obligații cât poți. Organizează, deleagă, programează. Dacă e nevoie, amână. Sănătatea ta este mai importantă decât orice altceva. Dacă nu ești bine, nu vei putea face nimic din ce ți-ai propus. Deci pune echilibrul tău emoțional în fruntea listei de priorități, oricât de încărcată ți-ar fi agenda. Un corp sănătos și armonios fizic, mental și emoțional este un corp bine hrănit. Asta înseamnă o alimentație echilibrată cu alimente din toate grupele, legume și fructe, lactate și brânzeturi, carne slabă, grăsimi sănătoase, pește, nuci, semințe, uleiuri presate la rece. Totodată, reduc consumul de cafea, energizante, dulciuri, băuturi acidulate, tutun, fast food, prăjeli și carbohidrați simpli, pe bază de făină albă, precum produsele de patiserie, care îți accentuează starea de agitație. Mens sana in corpore sano, ziceau românii acum 2 milenii și au în continuare dreptate. Sportul ne ajută nu doar să avem un corp armonios, ci și o minte puternică. În timp ce facem mișcare, se eliberează endorfine, care reduc stresul și ne induc o stare de bine. Deși pe moment efortul pare intens și poate ne simțim vlăguiți, după sport avem mai multă energie, claritate și poftă de viață. Suntem mai tonici și mai productivi. Rezervă-ți timp cu tine, pentru tine. Poate să citești o carte, să faci o baie cu spumă, o vizită la masaj, cosmetică sau centru spa, sau orice activitate care îți face plăcere. Desigur, dacă ne simțim copleșiți și nu găsim resurse să controlăm singuri stresul, niște sesiuni la psiholog ne pot ajuta să ne regăsim busola interioară și să gestionăm mai ușor emoțiile negative, să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și astfel să relaționăm mai ușor cu cei din jur. Așa vei primi și o părere obiectivă, avizată despre problemele care te frământă și vei ține sub control anxietatea sau depresia, înainte să se agraveze și să-ți dea toată viața peste cap. Relatează iurmed.ro.